rezultatul calculului 15 minus din care gen 49 totul a doua este cu 15 minus 7 totul a doua este cu 8 la 2 este cu 64. 64, da? Bun, exercițiul 2. Expresia 5x minus 3 tot la 2. Înaintea mea, așa, ca să nu lucrați înaintea mea. Așa, egal cu... Stia cu... 25x minus 1. 25x la 2. Mai... 25x la 2. Am redis cu formulă, da? Mai departe. Minus 9. Nu, că e minus 9. E A minus B totul la 2. Ia scrie cu punctul în dreapta. Formula lui A minus B totul la 2. Iar, așa. Dar era bun, da. Ce păi, dar e mai simplu să poți să lucrezi din 4. Nu poți să lucrezi din 4. Da, dar trebuie să... Dacă găsești soluții mai simplu, nu, nu. Pare, da? Nu faci 2 minus 1 totul la 2. Așa e, da? A la 2. A la 2. Minus 2 AB plus B la 2. Da. Și zice... Nu, 25. A da minus... Matei, vreau să calculez din tab. 2 AB, 2 ori 5 X ori 3. 30. 30. Așa, 30. 9 AB și 30 cât? Dar nici n-am mașină. A, minus 30 X. Așa, minus 30 X. Plus... Măi, și cu asta vreau tot deodată. Nu. Deci te gândești deodată. Da, la examen. Da, și la examen mai și tot deodată, da, înțeleg. E rușinos să faci trei la. Doar nu s-a nici să-ți scoți în detaliu. Da. A avut eu un motiv. Zic că vreau să văd cum e curs. Aici vreau, chiar vreau să văd ca o să văd. Bun. Și asta rămâne. Asta rămâne. Da, păi nu poți să reduci nici pe X la 2 cu X, da? Reduciul 3. 11X plus 3 egal cu 14. Tot la rece, tu nu știu. Da. Că o știu, o știu. Așa. Imediat. Punem formula de cociente. Un televizor cost 1200 lei. Nu, nu tot așa. Hai zis că acolo. Punem dreapta, punem dreapta acolo. Și formula lui P la 100 din A. Și zice P la 100 din A. P la 100, așa, din A. Din A. Cuvântul din, așa, din A, egal cu P supra 100, să ținem minte, P supra 100, oare. Deci asta e relația după care noi calculăm P la 100 din A. Da. Deci un televizor costă 1200 lei și are loc cu ieftinire de, cu 20%, cu 20% din preț. Deci asta calculăm prima dată. O să calculăm ieftinire. Cum calculăm ieftinire? Păi, ascult. Deci, după o ieftinire cu 20%. 20% din cine? Din 1200. Așa, și exact asta și facem. Hai să notăm cu R de la reducere. R egal cu 20% din
1200. Rădăle, dar și așa mi-l faceți. Transformăm 20% în 20 supra 100. Cuvântul din înseamnă ori. Ori 1200. Da. Și înseamnă că reducerea e egală. Poți să tai 2 de 0 de la 100 și cei 2 de 0 de la 1. Așa. Și acum unul de acolo și unul de jos. Nu tai 3. Tai 3. Aia de 100, mătem cu unul de 100. Păi, unul de la 100, unul de la 20 și ai tăiat tot pereche și acum un 0 de la 1200 și un 0 de la 1. Da? Nu mai tăia. Și atunci arăt cât este reducerea. Facem 2 ori 120, adică 240. Și atunci, dacă reducerea este de 240 de lei, prețul final cât va? 1200 minus 200. Ai exact. 1200 minus 200. Pe prețul final. Da, poți să pui un pârșul de la preț final. Obișnuiți-vă, pâi și pârșul, da? Așa. Poți să pui un pârșul. Preț final, foarte bine. Prețul final este egal cu 960 de lei, da? Bun. Suntem de un drumul plângit, în care și mi-i potenez de 15. Facem duși. Și o catetă de 12. Da? Fără centimetri, nu vreau să mă vedeți pe măsură. Da. O, da. Așa. Trebuie să aflăm cealaltă catetă. Păi dacă știi ipotenuza și o catetă, cum aflăm cealaltă catetă? Teorema lui Pitagora. Care zice așa, că ipotenuza la un oare, monodul de altfel, îmi spui pe triunghi și zici triunghiul la ABC de punct. Măsura angulea de 90 grade. Matei, nu-mi place. 30. Păi de-aia e. Și cu Pitagora nu-i descurcăm. Bă, știu că a fost vara bună, dar mai ești din vară cu Pitagora, știu. Bun, eu măsura angulea e doar cu 90 grade. Șterge aici, las-o acolo, nu vede seama. Iar adiera. Așa. Ștergem aici și zic măsura unui iar de 90 de grade, că parcă suntem la ora de desen, nu suntem la ora de matematică. Și nu-mi face deloc univers. Așa, egal cu 90 de grade. Dacă mergem așa, putem liniști să ne scriem la ce o boacă. Îți zic. Până acum nici de vot, dar nu sunt. Rezultări, confort, teorie, calor. Mai sunt locuri și aici o auricol hoie, ca să știți. Da? Târg și pe tărâna pe tău. Păi, pe săgeată-te și pe. Hai că stăm pe 5 minute să fixăm pe tatăl ăsta. A, și a rezultă, șterge ferbuflele după rezultă. Și îmi pui pe tatăl. Adică, B-cerea de la este egal cu B-a așa, B-a la doamne. Așa. Rezultă că
pouco. Așa, și scoatem pe acela două, rezultă acela două. Nu așa. Nu pot putea ce așa. Radical din expoclați. De ce nu sunt ea? Radical din expoclați. Când al cu modul de X. Da? Și în ce am văzut că ăsta este X. Și am văzut că din expoclați. Așa, și m-am văzut. Dar arăt că nu. Așa, acela două egal cu 15 la a doua, minus 12 la a doua. A, a cea la a doua. Justin, tu unde ești? Da, aici. Ai luat aplicația, ai vrut să... Da, aici am încă vreo aminte de unde ești acolo. Mai zi-mi dată cum te-a zis profesoara ta? Să scrii cât mai anumitit, nu? Da, cât mai anumitit. Ai auzit? Bun. Nu le-am tăcat acestea. Deci chestiile astea pe calculatorii? Băi, eu vă zic foarte clar. Nu mă puneți să ghicesc. Eu, dacă mă pui să ghicesc, sunt un prost ghicitor și când încep să corectez, le ghicesc cum nu vreți voi, cum vreau eu. Și am aplicat-o pe puncte. Înțelegeți? Cum mai pot să ghicesc? Dacă m-ai făcut ghicitor, eu nu știu să ghicesc. Dacă mi-ai făcut un calcul care m-ai pus cum să ghicesc, țin să vă zic că n-am să... Dar de ce mă calculez 5 pe 2 și 2 pe 2? Așa, e bine. E bine și calculează. A, ce e egal. Iar încă să ziceți ce e pasă acolo și nu merge. Mai putem numai să spun acolo, da? Nu așa mă trebuie, se ridică sub radical. Faci 5 pe la 2 sub radical, faci 12 pe la 2 sub radical și faci căderea sub radical. Nu faci separat. Da? Este cu totul un rezultat. Pune o radical, dar nu vrei răspi altceva. Și se face să scădă sub radical? Da, 5 pe la 2, nu faci 5 pe la 2. Deci aici vreau 5 pe la 2, nu 3 pe la 2, îmi calculez 5 pe la 2, îmi calculez 2 pe la 2. Măi, nu vreau să-l împărați, nu vreau să-l împărați, nu vreau să-l împărați. 1, 2, 3, la radical 1. Ce? Radical 1. Păi de ce să-l știu? Da, 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 da. Matei, pentru un singur radical. Pentru un singur radical. Un radical bun și subradical calculez. Și vine 5 pe la 2 minus 12 pe la 2. Da? Și aici tot 12 pe la 2. Păi, bine. Suntem în probă și probleme. Așa. Se uitează. Iau parcă ceva de aici. Se uitează totul. Doar partea asta. Da, 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 să continuăm cu altul. Atunci pe aici, la mijloc. Așa. Trage-l. Da, da. Aici, da. Da. Face. Deci, dacă am venit să vă rătăm o făcută, foarte serios că fizic. Bine, da. Deci, niciun bine. Ați a primit SMS-uri, din părerea a primit SMS-uri. Nu așa. A, ce e egalul? Păi dar nu o scoatem la capăt. Eu vă zic foarte bine, dacă nu facem secreția. Radical de... ...200. A, 5 până la 2. 225. Minus... 144. A, ce e egal. Opzeci.
Lasciasi. Ah, no,
Așa. Nu, aia calculul 2 de 3 plus 2 de calculul 2 și zicem egal mai departe, deschizi acolo. Mai și definiția de modulez, da. Egal cu 3 plus 2 radical din 2. 3 plus 2 radical din 2, dacă 3 plus 2 radical din 2 mai mare sau egal ca 0 și minus paranteză 3 plus 2 radical din 2. Așa. Dacă închide și paranteza. Dacă 3 plus 2 radical din 2 e mai mic ca 0. Calculezi un pic la A, calculezi un pic la B și după aceea la A. Ia vezi, la finanțez un pic tot pe care o nu cu asta raționezez. Raționezez cu un jura. Așa. Așa. Nu se simte. Pune pauză, mă, te rog. Deci eu le stop. Pe rog. Așa, bețele alea două. Nu, pe trecune. B egal cu, și mă trece în modul. Egal cu modul de 2 radical din 2, minus 3. Închis modulul. Egal mai departe. Îmi explicitez modulul, acolo, și zice. Așa vreau să văd, da? Zim și tu A și nu. Hai, da, cu modulul ăsta. Da? Vorbește de tot. Dacă de aia din 2, minus 3, mai mare, să fie cald ca 0, și minus paranteză, minus 3, nu schimbi. Dacă vrei, desfaci parantezele și calculezi. Deci, poți să-ți dau voie să lucrezi mental minus paranteză. Da. Așa, dacă 2 radical din 2 minus 3 e mai mic ca 0. Da. Bun. Cum este 2 radical din 2 minus 3? Mai mare ca 0 sau mai mic ca 0? Păi bați un radical, ca să-ți dai seama. 2 radical din 2 ai zis că face radical? Nu, nu. Ăla te gândești. Te gândești. Nu. Cât? De care? Așa. 2 radical din 2 e radical din 9. Și 3 vine radical din 9. Da. Și ai radical din 8 minus radical din 9. Da. Minus. Exact. Și înseamnă că a doua variantă este. Și zicem, deoarece, și chiar așa vreau să văd, acel deoarece. Deoarece 2 radical din 2 minus 3 e mai mic ca 0, rezultă că modul de 2 radical din 2 minus 3 Bun. Deci am calculat aia și ce trebuie să facem noi la execuția asta? E minus 2 radical, vezi că acolo e minus 2 radical. Când desfaci paranteza, vine minus 2 radical din 2, plus 3. Avem de calculat media? Media aritmetică. Media aritmetică. Nu formă. A.
Întotdeauna când îmi puneți o formulă, îmi puneți de la formula și zice media aritmetică. Ea indice A, nu, A o să fie jos la indice. Da. Vede domnul Sandovici îmi spune U. Egal, U. Plus B supra 2. Și înlocuim pe A și B cu puteam la A. Zice, media aritmetică egal cu... Cum dă 1? Dă-i 3. Asta? Da. A-ul cine era? Era 3 plus 2 radical din 2. Iar B-ul era minus 2 radical din 2 plus 3. Da? Next. No, nu tot plus, că e next, next, da. Next, next. Acum. Ce zice? 3 plus 2 radical din 2 minus. Minus 2 radical din 2 plus, plus 3, 3 totul pe 2. Da? Media aritmetică egal cu. Păi reducem pe ce? Așa, plus 2 radical taia, plus 2 radical indre și minus 2 radical indre și media aritmetică egal cu 6 pe 2. Așa, 6 pe 2. Egal pe 3. Nu, mă scrie media aritmetică egal pe 3. Nu las un membru scris și nu mi-a scris. Media aritmetică egal pe 3. Da? Bun. Punctul B. La punctul B te răspoate în felul stil. Vreau să-mi arate că ai la 0. Avem... E rezolvat de U? Nu. Nu? Hai să vedem. Da, era sunat sat. Da. Da. A, da. E rămâncul. Vorbeci. 10 supra. Supra. Radical din 11 minus 1. Așa. Minus radical din 11. Plus radical din 11. Cum să ai fi de și nu mai e 54. Asta se face. Așa. Bun. 3, radical din 3. Plus? Plus 5 radical din 2. 5 radical din 5. Radical din 2. Totul la altă. Totul la altă. Deschide paranteză și închide paranteză. Hai să zicem A prima dată. A egal cu? A egal cu? Era de zile. Era ceva de zile. Băi, mă omorez. Nu. A de 1. A, altă viață. Nu, am dat că 0 la 1. E 0 la sau e 1 la? Deci cu cât raționalizăm? E cu radical din 11. Da, ce minunea sunt plusul. Plusul. Asta este altă tip de raționalizare. Ia scrie plusul așa. Păi da, văd că știți raționalizările. Nu mică, o să le știu. A. Nu, A. Vreau așa, 1 supra. Scrie așa, 1 supra. Radical din A minus radical din B. Radical din A minus radical din B. Selecționalizăm radical din A. Plus radical din B. Da? Și egal mai departe cu cine? Egal cu radical din A plus radical din B supra radical A plus A minus B. Acum suntem cu 1 supra. Ia să scrie. 1 supra radical din A plus radical din B. Aici? Tot acolo, da. 1 supra radical din A plus radical din B. Se raționalizează cu ce? Radical din A minus. Așa, cu radical, cu conjugatul. Cu radical din A minus radical din B. Și la mai departe cu? Radical din A minus radical din B supra A. Bun. Suntem cu numitor de tipul, scrie 1 supra, tot mai acolo, pentru că sunt aici, da, acolo e teoria.
1 sopra A radicale in B minus C radicale in D. Ești atent liber, da? In D. Și se raționează. Ești atent că îți dau pasul la sumanizare și se raționează cu A radicale. A radical din B plus C radical din B. Se raționează cu suma A radical din B plus C radical din B. Și egal, nu? Acum, A radical din B plus C. A radical din B plus C radical din B supra A pătrat. A la doua, așa, pătrat. B minus C pătrat B. D. Și a patra dintre raționalizează. 1 supra A radical din B plus C radical din B. Deci atenție la raționalizările cu conjugatele, da? C radical din B, scrie și tu. A radical din B. Și intrat acolo trebuie să știi cum trebuie. C radical din B. Așa. B minus C radical din B supra A pătrat B minus foarte. Ei, astea sunt cele patru tipuri de raționalizări care reprezintă tatăl nostru. Da? Pune sus acolo. T, punct, N, punct. Ca să știți, da, T și N. Tatăl nostru. Știți tatăl nostru? Da. Atunci, știți tatăl nostru? Da. Bun. Uite acolo, prima sofă, vezi? Așa trebuie știți. Hai să vedem. Vreau raționalizare. 10. 10. Pe lângă. Și nici nu vreau să faceți înmulțirea. Păstrați faptul ăsta din față. 10. Păi e. Spune-mi tu mie, nu e opție. Dar nu vedeam cum a fost. A. 10. Pe lângă radical de 11 plus 1. Supra. 11 minus 1. A. Și mai vreau să-mi faci 11 minus 1. Păi. Nu-ți amintă la răbătoare. Ce n-au văzut? Scăderea mea. 10. Așa. Și ia uitați, 11 minus 1 făcând 10. Iată de ce v-am zis, nu vă grăbiți să scrieți 10, ca să se simplifice, da? Pune tot într-o paranteză, pe rog. Deci, da. Paranteză mare. Unde? Okay. Aici? În față, în față. Mi-ai scris paranteza de la care era. Aici? Da. Așa? Și acum, nu. Unde? Aici? Nu, nu. Asta, ala, ala, ala. Păi, era raționalizat și era paranteza asta care era. Da. Da. Hai, egal cu... Minus, în continuare, minus. Minus. Radical din 11. Așa. Totul la puterea... 2014. Și zicem A egal cu... A egal cu radical din 11 plus 1 minus radical din 11. Se reduce. Și se reduce. Și totul la puterea... Totul am luat în față. Da, nu era mai bine, am luat în față. Eu ca în atelier, este că ea mă face în acesta și nu-mi place să fie zice. Și câte urmă o să faci? 1. 1, nu-i 0? Nu. Nu vezi că faci 0. Da. Așterg la vreme. Nu, 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 A egal cu 1. Scrie în continuare mai jos. A egal cu 1. Băi, se vede că ați fost în vacanță, băi, poate. Bine. Iar trebuie și fă. Dar voi zic sincer, nu mă așteptam să fim atât de prea. Vrei, da? N-am plecat pretenții la întoare, dar la voi chiar aveam pretenții să fiți mai mult. Nu-i place. Supra 3 radical din 3. Așa. Tu ce faci? De ce stai? A, știu! Ce faci? Nu, încearcă să fie. Unde te-ai mă faci? Aici, să fie precadențe niște astfel. Cât e? 2. 2, 2, 7, 3, da. 3, adică nu știu. E așa. Eu mă întreb, eu nu fac ce așa. Și absolut unde te-ai mă faci? Mă întreb. Da. Antonia, că vin așa un pic mai aici. Ești prea de fapt ca să fie înțeles. Așa. Nu vreau raționalizare. Așa, eu vreau să-mi scoți la departe de 54. Da. Să poți să șterg raționalizare. Da, nu-mi place deloc raționalizare.
Desconto não tô com acho. Dois. Achei meu pai especial. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Mas vreau scoate desconto. Nu vreau desconto. Da. Așa. Și 3 radicali din 6. Așa, și zicem 3 radicali din 6. Supra 3 radicali din 3. 3 radicali din 3 plus. Așa, plus 5 radicali din 2. Asta e să facă. Și 3 și zicem. Am venit că nu facem loc de asta. Invers. Așa. Bun, deci 3 cu 3 se simplifică și radical din 6 se împarte la radical din 3. Da? De asta am zis că vreau scoate de fapt, că ăsta cu ăsta se împarte și vine radical din 6 împarte la radical din 3, care face radical din 2. Și vine radical din 2, plus 5 radical din 3. Așa. Și B este egal cu... Așa. Deci 6 radical din 2. Așa. 6 radical din 2. Totul la fel a doua. Și zicem B egal cu... 36 ori B, 372. 72. Și acum... Media geometrică, unde-i formula? Radical... Da, vreau să scriu A ori B. Radical din A ori B, da? Și zicem... Echivalent. Dar punem media geometrică, nu mă face să ghicesc ce-i în față. În sens că nu sunt ghicitor. Eu s-ar putea să ghicesc media armonică. Eu știu ce am chiar să ghicesc acolo. Media aritmetică, medie pătratică, dacă am și medie pătratică, dacă vreau să ghicesc. Nu? Continuăm aici? Sunt liber. Mă lăsat liber să ghicesc. Nu mai vede ce metri când am să ghicesc. Da. Ce? Notam cu C prin oane. Așa, C pereți prin oane. Și cu pixul. Deci acum de 1.000.000. Este 2 prin oane plus 5 pixuri. 2C plus 5B egal cu 61 de și 3 pix. Punem tot creioane prima dată. Creioane. Deci creioane sub creioane și pixul sub pix. Da. 7 creioane plus 3 pixuri. 54. Și vine... Așa. Te oprești. Deci nu vreți să ce? Ce? Așa. Așa. Minus. Da. Le vreau puse. Le vreau și eu puse. Înmulțim cu minus. Da? Deci am... Ca să fac din 2 pași. Deci mă uit la numele 2 și 6. Și calculez ce am înmulțit cu 1 pași. Ca să fac din 2 pași, cum înțeles cu 7. Ca să fac din 7 pași. Ce mai știu, să calculez ce mai e. Ce mai e număr care se împarte la 2 și 6? Faci, da. Dacă vrei să reduci pe 5 și 3, cât e așa? 5. Exact. Ideea este însă că vreau într-o parte să iasă minus 14.
Și mulțești, de exemplu, aici cu... Aici mulțești cu 7. Dar aici, de exemplu, mulțești cu minus 2. Adică la niște adresă, punem acolo în dreapta, echivalent, și mă duc în dreapta. Nu scriu acolo jos. Șterge jos. Șterge. Așa, și zicem echivalent. Și mulțești aici. Când mulțești cu 7, mulțești tot și asta, și asta, și asta. Deci, aici am înțeles cu 7 și mulțești tot cu 7. Da? Aici am înțeles cu minus 2, ca să mulțești cu 8. Așa, 14 care plus 35 de pixuri egal cu 427. Și acum cum a doua, mulțim cu minus 2. Minus 14 creioane. Creioane. Minus. Deci ori minus 2. Pentru ca să fie deja opuse 14 cu minus 14. Aici nu dă seama, dar o să ai, de exemplu, și în regulă. Dacă erau, de exemplu, 7 creioane minus 3 pixuri, te ajutam de zile astea. Ca să fie deja. Și acum loc să zic că rescați, dar... Se schimba semnul. Da. Și acum la bun. Și 14 cu minus 14 se reduc. Dar nu mai întâi pixuri, nu-i pixuri minus creioane. Acum adunăm pixurile cu pixurile și o să iasă 20 plus egal cu 300. Ce mi-a pus să iasă? 35 minus 6, 29 cu pixurile egal cu 4. 319, da, și cred că mi-am dat sigur că sunt 4, 319, da. 20. Deci, pixurile. Împărțim la 20. Sunt împărțim la 20, da. Ce zicem, pixul egal cu... 319, sunt pe 21. Împărțim la 20, deci vreau. O dată aici rămâne 2,29 și încă o dată. Da, 11. Deci pix egal cu 11. Acum e fix egal cu 11 și înlocuiești în ce relație e aici. Și zicem, două creioane. Două creioane. Pune pauză, că să recuperăm pentru că. Antonio, întreabă-mă. Plus 55. Așa, deci înlocuiesc pixurile cu 11 în prima relație și vine 2 creioane plus 55 egal cu 61. Deci 2 creioane egal cu 6. Așa, 61 minus 55. Am văzut 55, 61. Nu am început să-i fac un drept. Iar nu prim. Ok? 55. Hai, 55, că a pus pixul cu 11. La pauză. La pauză. Așa. Pe travesc. Cum plac astea. Trebuie să spar. Trebuie să ne fac. Să construim un trapez rectunghic. Da. Ai acolo. Așa. Um, dois, quatro,
mă strâng din auzit și spun. A, bun, și... Măsura unghiului de AB, AB egal cu 6, pune pe AB 6. CD egal cu 11, ai pus pe CD 11, mai jos, pune jos. Nu, și mai jos chiar. Apoi, da. Pentru că o să avem construcție, suntem pe trapez, 90% în probleme trapez, înseamnă și a doua linie importantă, înseamnă că eu am aici, și dau și... Da? Deci nu. Asta e 3. Așa. Deci pe aici, prima dată perimetru. Dacă să aflăm perimetru, trebuie să construim a doua înălțime. Înălțimea din drept. Este problema de trapez, problema din trapez. Se duce înălțimea, se justifică dreptunghiul, se justifică triunghiul dreptunghiul din dreapta. Așa. Aia, să zicem. Deci, prima dată, și începe să vorbim. Construim. Construim. Scriu, nu? În dreapta, sus. Aici. Construim. Așa. Construim. B-M. B-M. Pe deci. Așa, construim pe el, pe parte de ce. Și apoi continuăm. Păi, prima dată o să-mi justificați că în stânga aici da. Se formează un dreptunghi, da? Iar justificarea dreptunghiului pur și simplu are acest prin numele drept. Da. De ce? De aici. De ce? Ai 3 care înseamnă 4. Așa ai fost, da, bun. Deoarece... Asta așa, să știu să stăm. A, B, B, B... Unde vreau? A. Deoarece măsura unghiului ea, eu la urmă. Trebuie... Vreau să aveți o mică figură care zice așa, că dacă... avem... trei unghiuri drept, atunci... și a patrulea drept. Unghiului mă... și egal cu 90 de grade. Așa rezultă și rezultă de la capăt. Rezultă A, B, D. Nu, nu pe săritele, vreau circula. A, B, M, D. Așa. A, B, M, D. Dreptunghi. Și de ce justifică ei dreptunghi? Ca să spun că laturile opuse sunt pare și complet. Da. Deci rezultă... DM egal cu AB. Eu v-am spus inversul. Așa. DM egal cu AB. Și egal cu 6. Și atunci aici avem... Așa. Și rezultă mai departe, nu MC egal cu 5. Numesc la 6, 5, bun. Cu momentul ăsta putem calcula cu teorema lui Pitagora în triunghiul BMC. Da. Pe B. Deci, în triunghiul BMC de triunghiul cu Pitagora. BMC. Dacă n-am timp de dreptare. Ce sunt dreptare? Scriem de cu cifre 5 la 2 plus. Nu, am plus. Dar cu geometric. Așa. Cu geometric sau de la și cu geometric. Așa. B, C, pătrat. Poți să scoți pe B în pătrat, că nu mă deranjez. Da. A, să scoți pe B. Așa. B în pătrat egal cu 1. E 3 radical 5 în paranteză la 2. B în pătrat este egal cu B, C. Așa, de ce pătrat? De ce pătrat minus MC. Așa, minus MC pătrat. Rezultă de la capăt, du-mă până în capăt. Du-mă până în capăt, aici. Folosim tot spațiul, exact. Rezultă. De ce la a doua? B e la a doua. La a doua egal cu 45.
minus. Așa. Egal cu. Mai, nu mă pune să ghicesc ce-i în față. Restul nu sunt un bun ghicitor. Echivalent? Echivalent. B, aha, ce frumos, așa îmi place mai să aud echivalent. B, în la două. Egal cu. Egal cu. 20. Așa, echivalent. Echivalent cu B. Așa,
aurul sau aria lui ABCD. Aurul. Ai dat un ales aia? A, să vedem. Da. Ai dat. A, deci așa s-a făcut plăcuța, da? Numărul de plăcuțe. Plăcuțe și-a făcut câte plăcuțe. Aia trapezului, baza mare plus baza mică, înălțime asupra 2, da? Și zice, marea lui ABCD. Echivalent. Echivalent cu? Aria. Lui ABCD, egal cu? Egal cu baza mare, 11. Așa. Deci, nu să stai ce ai văzut. În voie? Da, poți să se ridici. Șase, 11 cu 6 în pământ. Ordinea de pară 5, supra 2. Da. Care 2 cu 2 se simplifică și zice mare are echivalent cu... Te-a pierdut? Da. Sigur? Da. Sens aici îmi spui ori, bineînțeles. Da. Aria lui ABCD devine 17 ori. 17. 17 radical în 5. Supra? Supra nimic. Supra nimic, exact. Ce avem? Puneți și unii grății. Metri pătrați. Ha, 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 și vedeți, camera suntem cu metri pătrați. Iar plăcuțele suntem cu centimetri pătrați, o să fie. Da? Pentru că dimensiunea... Acum o placă. Aia... Desenează plăcuțele. Nu, nu, scrie aia, ok. Sau dacă vrei să desenezi, poți să desenezi așa, în interiorul trapezului, da. Unde îl privezi mic. Până acolo, în interior, unde îl privezi. Aici? Așa, unde îl privezi, nu poți așa. Deci, un drept nu o să fie. Da. Așa. Deci, acolo avem un drept care va acoperi tot trapezul nostru, da? Și aia plăcuței, ea fiind de lungimea... Cât are și? E lungimea la rățime. Asta da, care... Care zici? Nu știu, a. Ce ziceți voi? Care e mai mare? 10 radical din 5 sau 17? 17. Cât era? A, ba nu, ba nu. Cât e radical din 5? Radical din 5. Nu e mai mare de 20. 2,23 ori 10, 20 și ceva. E mai mare 10 radical din 5. Și atunci 10 radical? 10 radical din 5 vine pe lungime și 17 pe lățime. Și zice, marea plăcuță, egal cu lungimea ori lățimea, rezultă. Rezultă. Are plăcuță egal cu 10 din 5 care 17. Așa. Aria, echivalent cu aria plăcuță, egal cu? Cu 170. Așa. Adică din 5. Centimetri pătrați. Centimetri pătrați și ca să transformăm în metri pătrați. Eu zic să facem invers. Hai să luăm, metri pătrați și ducem în centimetri. 1700. Unitățile măsurilor sunt din... 10 la 20. Din 100 în 100, din 10 la 20. Deci metri pătrați o să ajungă în 10 metri pătrați. Deci am înmulțit cu 100. Da, înmulțim cu 100 și asta împărțim la 100. Și încă o dată înmulțim cu 100. Gata, să ajungă în centimetri pătrați. Și atunci să fac. Zicem, aia lui ABCD. Egal cu 17 radical din 5 metri pătrați. 17 radical din 5 metri pătrați. Egal, mai departe, înmulțim cu 100, bine, 1700 radical din 5. Da, dar și cum 100? Nu, numă din unitate, unitate. A. De asta nu. Ca să le trecem așa, ușură. Deci vine 1700, înmulțim în prima dată cu 100, că suntem pe un test de arii, da? 1700 de decimetri pătrați. Da? Deci acum am trecut din metri pătrați în 10 metri pătrați și am înmulțit 100. Și mai înmulțesc o dată cu 100 ca să ajung în centimetri pătrați. 170.000 radical din 5 de centimetri pătrați. Și acum ca să aflu IM, numărul de pătrați, invers. Da, aia camerei. Da, dar voiam să nu tăiem așa. Ah, da, stai. Deci, hai să scriem N egal cu... Ce? Ia, număr de plăcuță. Ia, nu are să ai un complet. E? Egal cu aria camerei, aria lui ABCD. Împărțit sau supra aria plăcuței, AP. Echivalent N egal cu... Și acum trebuie calculat. 170.000.
asta după anul 5. Nu mai fără, o să te întrebi așa în ta. 170.000 radical de 5 supra... 4.80. Radical de 5. Se simplifică radical de 5 cu radical de 5. 170 plus. 170. Și rămâne 1000. Și rămâne 1000, da. Și egal cu 1000 de părți. Deci asta nu rămâne. Da. Bun. Ăsta a fost punctul 2. O pauză. Așa. Trebuie să arătăm că BD mai mic decât 3 radical din 7. Hai să o unim pe desenul pe BD. Și ca să calculăm pe BD, în ce trebuie îndreptăm, îl puteți încadra? Trebuie să ABD sau? BMD. BMD. Nu e triunghi social. Cine? Triunghi social ABD. ABD, nu? 6 cu 3 în cadrul 5. Asta e. Deci 6 cu 3 în cadrul 5. Sau în asta poți să faci? Să dure în cadrul 5. Cabra? Da. Colorează-te triunghiul care e. Ia markerul de jos. Markerul. Așa. Și ce vreau? În triunghiul ABD de n-are 45 grade? Tu care nu? Nu. Nu e bisectoare. La rog nu este bisectoare. Da, că eu am bisectoare pătrat și te-am bătut. În rog ăsta? Da, ABD. Hai să zicem ABD. Ăla de sus. Deci venim pe triunghiul ABD. Așa. Și să punem picatul pe asta. Triunghi. ABD. Trebuie D. Nu, deja e literatură. Mi-ai scris mai mult de bără și care e literatură. Deci triunghiul ABD dreptul pic. Așa, rezultă de aici, conform cu armele cu tabla. Rezultă? Care punctul rămâne cu tabla? Da. Așa. Vă văd că... BD. Așa se tabla cu BD. Și am luat un BD. C de pătrat, A de pătrat plus A de pătrat, echivalent cu... Vorbim? B de pătrat egal cu 6 plus B radical din 5 la pătrat. Totul. Așa, echivalent cu... Echivalent. Eu o iau de la pătrat sau? Da, o să iau. B din... Pătrat egal cu 36 plus 20. Așa, echivalent. Echivalent cu B de pătrat. Dacă am radical din 36, fac mai întâi 56. Echivalent cu B de egal cu radical din 56. Și îmi descompun? 2 la 3 la 5. 9. 8 la 5. Așa. Îl descompune. 2 de 8 ori. 2, 1, 4, 2, 7, 8. Și nimeni 2 radical. Echivalent cu B de. B de egal cu 2 radical din 5. Ei, 2 ori fără din 4, da, corect. Păi nu e ce trebuie să arătăm. Păi că e mai mică 3 radical din 7. Asta scrie. BD mai mică 3 radical din 7. BD
Echivalent. Allora, questo ci vede tutto il fatto proprio. Acqua. Due radicali di pace. Due radicali di pace. Ma tre radicali. Tre radicali di ci seguono sopra di qua. Echivalent. Ah. Noi abbiamo fatto in pace per il 56. Mai mic decât. Mai mic decât 3 radicali. 9, 7. 3 vine adesso per la 4, 3 la 2. Am face un radical de 9, 7. 9, 7 care vine. Radical de 6. Și cred că toată lumea e promisă că radical de 56 lumea e ca radical de 5. Bine. Bine, dar nu e bine. Suntem în față. Action, let's go.